Doi oameni pot privi un același lucru și pot vedea două lucruri total diferite, spunea Octavian Paler cândva. Sunt avocat Emil Tatu, sunteți la Între Alb și Negru. Aflați la ce lucru ne uităm și dacă îl vedem în mod diferit, imediat după genul. Discutăm astăzi despre fondul școlii, despre bullying-ul în școli și despre evaluările naționale care de fapt au devenit și județene. Cu domnul Sorin Mihai, un prieten mai vechi al emisiunii, bine ai revenit, Sorin, inspector școlar general ISJ Constanța. Ne tutuim, ne cunoaștem de niște timp, suntem mangalioți, hai să ne relaxăm, dăm masca asta neagră de Zorro jos și o dăm și pe cealaltă de oficial public, te rog frumos. Masca o mai ținem pentru că vrem să transmitem un mesaj către întreg sistemul de învățământ. Să fim protejați, să fim atenți, să trecem cu bine peste pandemie. Chiar și în situații în care noi avem aici o distanțare socială care ne permite să stăm fără mască. Ok, îți înțeleg opțiunea, o respect, fiecare dintre dumneavoastră aveți libertatea să faceți asta. Sorin, intrăm direct în subiect. De vreo două săptămâni încoace se tot discută despre fondul clasei și fondul școlii. Am avut niște situații la Liceul Teoretic Alatis în Mangalia, la Colegiul Național Pedagogic și la Liceul Ovidius. Asociația Elevilor din Constanța, Ariana Dodună, președinte, unul dintre cei mai beligeranți președinți ai Asociației Elevilor din Constanța, s-a urcat pe un cal, a scos sabia și se luptă cu fondul școlii. De ce parte a luptei ești? Ești oponent al Arianei Dodună de la Asociația Elevilor sau ești de aceeași parte a baricadei? Nu cred că suntem într-o zonă de, eu știu, nici beligeranță, nici zona în care să ne așezăm pe poziții similare. Este o asociație, este un ONG care militează pentru anumite lucruri. Este foarte bine ceea ce face, este nemaipomenit, extraordinar, ca toate ONG-urile. Nu voi vorbi în mod special despre Asociația Elevilor, pentru că noi avem un for statutar, Consiliul Elevilor, care îi reprezintă pe elevii în mod special. Okay. Da, și acela este și cu o reglementare clară și intrăm în parteneriat. Da. Consiliul Elevilor ce părere are despre problema asta? Exact, are aceeași problemă pe care, sau mă rog, aceeași, intrăm într-o discuție de colaborare, pentru că ne-au semnalat și ei situații de acest fel și evident am luat măsuri. Cred că au fost precizate și în spațiu public, o să le reiau, o să le repet. Cred că se știe deja ce am... La Mangalia a fost demisă doamna director. Da. Pentru că acolo se colecta o taxă de Xerox. Și mai mult decât atât, pentru că inițial informația care a fost oferită Inspectoratului Școlar Județean Constanța a fost una falsă. Falsă de către cine? De către doamna director transmisă? În mod evident. Pentru adică că acolo elevii au jucat inteligent. V-au dat decât o bucată din informație, anume că se colectează taxa și că e implicat directorul. Directorul, bineînțeles, a negat. Da, nu știu dacă aș cataloga drept inteligent. Nu? Nu. Însă nu-i suspectăm de inteligență pe elevi. Îmi place. Nu, okay. Nu. Am spus că în această speță okay. Nu pot să spun că a fost un joc inteligent. Și pot să explic și de ce. Te rog. Pentru că dacă informațiile erau puse la dispoziție de la început, fie de doamna directoare, fie de către elevi, fie de către oricine. N-ar mai fi avut ocazia să nege. Nu, era, păi nu, era dar nu mai era amuzant pentru noi. Era mult mai simplu să rezolvăm situația rapid. Pe mine mă interesează să existe un moment T0. Care să nu mai dea posibilitatea unităților de învățământ să facă asemenea greșeli. Păi da, dar dacă nu aveam intervenția gândită a elevilor în sensul de a vă da mai întâi o bucată de informație, nu ați mai fi avut ocazia, nu neapărat inspectoratul școlar, ci doamna director mai întâi să nege. Pentru că atitudini de genul ăsta, probabil asta au avut și cei de la Asociația Elevilor, să vadă dacă se neagă sau se asumă o astfel de colectare a unor taxe de Xerox. S-a negat. S-a asumat negarea. Da. Este tot o asumare. Nu s-a asumat colectarea taxei, decât după ce elevii au dat inclusiv o înregistrare audio din care doamna reieșea că doamna director încurajează și chiar cere taxa Starex Xerox. Acum, e interesant de discutat un pic despre taxa Starex Xerox. Elevii spun așa, dintr-un punct de vedere al guvernului, emis în cândva, rezultă că astfel de taxe reprezintă luare de mită. Și pentru asta i-au făcut inclusiv o plângere penală fostei doamne director pentru luare de mită. Inspectoratul școlar cum vede treaba asta? E o luare de mită colectarea unei taxe de Xerox? Păi, cred că mai măsură ești tu. Păi nu, că nu, nici eu nu sunt în măsură, că nu judec. Așa. Nu, mie atunci mi s-a părut nici puțin... nici altul nu suntem în măsură să deși sunt bine intenționați elevii, mie mi s-a părut că sunt puțin irresponsabil din înflăcărarea vârstei și dorința de a face bine.
în sensul că promovează o plângere penală împotriva unei persoane care s-ar putea să nu fi luat totuși mită. Că, acum, de asta spun, avem mai multe forme prin care se maschează fondul clasic și fondul școlii. E asta o formă prin care se maschează colectarea de taxe bine, știi foarte bine că Inspectoratul Școlar Județean Constanța nu se ocupă cu anchetarea cazurilor de mită în mod special. În niciun caz. Așa. Dar e asta o formă mascată de fondul clasic și fondul școlii? Taxa de Xerox? Fondul clasic și fondul școlii, da. În primul rând, nu se pot nu pot fi promovate și nu se pot strânge la nivelul unităților de învățământ într-o formă legală. Oficial. La fel. Oficial, nu oficial. Deget. Toate grupurile, din câte grupuri de WhatsApp de părinți ai făcut parte până acum? Cred că din cel din care am făcut parte la unitatea de învățământ ai, la care sunt și părinte. La care ești părinte, perfect. În grupul ăla de WhatsApp în care ești tu părinte, s-au strâns bani? Pe grupul de WhatsApp? Da. Nu. Pentru jaluzele, ecran, proiector, flori, scaune, var, cadouri discutăm pentru doamna. Discutăm de grupul de părinți care grupul își propune să facă ceva. Exact, grupul de părinți. Atenție, trebuie să delimităm puțin lucrurile. Odată e ceea ce stabilește grupul de părinți, okay. Cum se organizează părinții și dacă există o asociație a părinților cu personalitate juridică, treaba lor ce vor să facă cu banii pe care îi pentru că școala primește strâng? Donații, nu? Conform legii, conform articolului 9 din legea educației da, naționale, sau școala nu? Poate să primească da, donații. Sau nu? O asociație de părinți poate să facă să se organizeze pentru diferite activități. Inclusiv să sprijine unitatea de învățământ. Nu este o formă românească prin care să evităm de fapt interdicțiile din lege? Dacă nu, e interzis să mai colectăm fondul anume? Școlii și fondul clasei. Păi eu am văzut tabele de Excel făcute foarte detaliat în grupurile astea de părinți, din care scria foarte clar sus între ghilimele, fondul clasei. Adică, cel puțin la nivel de limbaj, încă e împământenit în tot ce înseamnă comunitate de părinți, dacă vrei, ideea că se colectează un fond al clasei. Din fondul clasei... Iarăși trebuie să facem o diferență. Ok. Ce înseamnă să fie utilizată o sintagmă de către părinți sau de către elevi? Ce înseamnă să fie utilizată aceeași sintagmă de către conducerea unității de învățământ, de către angajații ai unității nu, de învățământ? Sintagmă, păi da, asta nu am realizat diferite. Eu. Asta am observat eu și în declarațiile tale din pe toată perioada asta, că întotdeauna ai pus accentul pe ideea că profesorii și elevii nu trebuie să fie implicați în strângerea de fonduri. Clar. Dar dacă sunt părinții implicați, adică exact părinții acelor elevi care până la urmă strâng banii, elevii, practic, din grupurile de părinți se stabilește suma care se strânge. Și banii se duc în plic da, în mâna elevului. Pornind de la elevii. O supoziție, nu? Nu, pornind supoziție. De la o realitate, am trăit-o și eu. Se stabilește ce sumă se cotizează, se pune în plic, se dă copilului, se duce la școală și unul din copii, eventual copilul părintelui care este președintele comitetului de părinți pe clasă, strânge acei bani. Deci tocmai aceste situații asta. Vreau să le identific și mă interesează. Ok. Elevii și angajații unității de învățământ nu trebuie să fie implicați în strângerea de fonduri în niciun fel. Conform articolului 170 alineatul 3 din regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. E, asta e o idee. Uite, și eu am căutat în legislația noastră să văd exact interdicția strângerii de fondul clasei, fondul școlii. Ea nu e foarte clară. A existat un proiect undeva în 2021 sau dacă 2020, dacă nu mă înșel, de interdicție clară, de stabilire a cotizației pentru fondul clasei, există această fondul interdicție clară. În ROFUIP există această interdicție nu clară. Nu e chiar atât de clară pe cât ar fi trebuit să fie. Se vorbește de strângere de fonduri în general. Constituie abatere disciplinară dacă... E o abatere disciplinară. În proiectul de lege care n-a mai ajuns să intre în legea educației naționale, era chiar o contravenție care se putea constata, bine, destul de greu de Poliția Națională. Bun, se poate elimina totuși orice formă de contribuție a părinților sau elevilor la ce înseamnă cheltuielile clasei sau ale școlii? Eu am făcut un calcul. În mod evident, da. Estimativ, un copil care stă 14 ani în școală, de pe la vârsta are 4 ani în grădiniță, că de acolo începem, cu un scăunel, cu o măsuță, cu un cadou pentru doamna educatoare, până spre 18 ani în sistemul de stat, 14 ani de școală, undeva la 3.000 de euro. Plătește în medie o familie pentru un copil în 14 ani de școală. Dacă există această obligație. Sunt bani negri. Atenție. Hai să iară să nuanțăm. Nu există obligația, nu? Păi neexistând obligația, nu trebuie să-i dau. Dacă eu îi dau, înseamnă că îmi fac asumat ca părinte, da? Și mea culpa. Că am contribuit la un astfel de sistem. Există și părinți care totuși încearcă să refuze plata unor astfel de sume de bani și de cele mai multe ori sunt ostracizați și ei și copiilor. E o formă de bullying, e o formă de presiune socială. Între părinți
și care apoi se transpune și între copii. Pentru că, nu ne spunem după deget, copilul ai cărui părinți refuză să plătească, e considerat ba sărac, ba zgârcit, pentru că așa li se spune celorlalți acasă. E o formă și de asumare, în egală măsură, ceea ce facem. Nu discutăm de bullying în ceea ce privește pe adulți. Discutăm de bullying dacă discutăm de copii. Din punct de vedere al definirii bullying-ului... Și adulții pot fi supuși bullying-ului până la urmă. Nu intră, în zona de discuție de educație, de acord. Așa. Adică acolo ce se întâmplă între părinții trebuie să rămână între părinții. Nu trebuie să implicăm pe elevi nici măcar ca informație. Dar aminte discutând de strângerea de fonduri. Sunt unii care spun că e nevoie de banii ăștia, că e absolută nevoie de banii ăștia care se strâng și pentru școală și pentru clasă, pentru că e nevoie să fie crescut nivelul de confort, în primul rând, și uneori chiar și de calitatea actului de învățământ. Chiar nu e posibil să nu mai fie nevoie de banii ăștia? Nu e posibil să se asigure o finanțare? Pentru că o asociație de părinți cu personalitate juridică funcționează, să spunem, așa cum ar funcționa și un agent economic. Dacă un agent economic dorește să sponsorizeze, da, să doneze către unitate de învățământ, este de bun augur, este nemaipomenit, am apreciat toți. Este o situație similară. Important, foarte important, este să nu avem presiuni făcute asupra părinților în niciun fel. Și chiar asta mă interesează, să văd dacă sunt dovedite în vreun fel și să le identific pe toate. Și mai mult decât atât, să nu avem angajați ai unității de învățământ și elevi care să fie implicați în astfel fel de activități. E imposibil să eviți implicarea elevilor și angajaților unităților de învățământ. Și am să-ți dau un exemplu. Inclusiv sunt unele școli sau licee în Constanța și sunt convins că știi situații de genul ăsta, în care inclusiv serviciile de pază sunt plătite de asociația de părinți. Dacă sunt plătite de către asociația de părinți respectivele servicii, direct, înseamnă că există un contract de sponsorizare, de donație, okay, făcut între asociația de părinți cu personalitate juridică și unitatea de învățământ. Bun, și asta nu vine ca urmare a unei presiuni sau a unor plângeri din partea managerilor în unităților de învățământ prin care spun, știți, noi nu avem bani în buget să asigurăm pază copiilor. E o discuție în care... Vreți pază, o plătiți. Se ajunge la zona aceasta. Trebuie să delimităm net. Nu trebuie să delimităm absolut nimic net. Un manager școlar bun trebuie să intre în comunicare cu părinții, nu se milogească, nu se plângă, ci să intre în comunicare. Nu spun că trebuie să le ceară bani. Să intre în comunicare. Trebuie să intre în comunicare cu administrația locală și nu vorbesc neapărat de primar, vorbesc de consilier local, vorbesc de tot ce înseamnă aparat administrativ local. Pentru că în consiliile adică, administrației ale școlilor sunt și consilieri locali. Dacă normal vorbește directorul cu primarul, înseamnă că face politică sau înseamnă că... Nu, în niciun caz. Nu. Intră în acea comunicare firească pe care trebuie să aibă orice comunitate. Trebuie să fie coroborate toate eforturile, astfel încât actul educațional să devină din ce în ce mai performant. Și nu se poate numai implicându-se școala sau numai părinții sau numai administrația locală. Împreună. Împreună. Sună foarte frumos. Este idealul la care trebuie să ajungem. Până la ideal avem o realitate prin care încă se strâng bani în școli și e pusă presiunea de forma asta. Raportat la situația de la liceul pedagogic, am primit noi la Constanța TV o informație potrivit căreia doamna directoră Ana Maria Ciobotar a trimis o scrisoare prin WhatsApp elevilor în sensul că nu va dispune măsuri împotriva celor care îi vor prezenta informații despre strângerea de bani pentru fondul clasei și cadouri, doamna directoră amenințându-i pe elevi în general, pe toți, că nu le va semna diplomele de absolvire și nu va permite festivități de premiere pentru că au dezvăluit presei. Asta e o modalitate de comunicare eficientă, crezi, din partea managerului către elevi? Dacă a existat acest tip de comunicare, în mod evident nu. Încă nu n-a ajuns la urechile Inspectoratului Școlar Județean informația asta? Păi, tocmai ce discutăm de felul în care se comunică anumite informații către Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Și aș putea să fac un scurt istoric și am pornit undeva de la liceul Calatis. Acolo ai aplicat o măsură dură. A fost demisă doamna director. Nu este o măsură dură, este o măsură firească, este o măsură normală. E la fel de firească și în cazul liceului pedagogic sau în cazul liceului Teletic Ovidiu? În cazul liceului pedagogic trebuie să spunem lucrurile pe nume și să spunem așa. Am anchetat, am creat un canal direct cu elevii, okay, am deschis un canal prin care puteau să ne trimită informații direct nouă, am dat adresa de e-mail la unui inspector școlar,
care este inspector școlar de sector, au trimis 5 elevi pe adresa respectivă din 31, nimic concludent în sensul că au spus că s-au organizat ei între ei, exact ceea ce am comunicat și eu în presă. Am făcut o adresă către Asociația Elevilor Constanța, că era în discuție mai devreme, să ne pună la dispoziție și alte informații. Dacă au alte informații legate de această situație, care să ne elucideze dacă au fost angajați ai unității de învățământ sau elevi solicitați de către angajații ai unității de învățământ care să strângă banii respectivi. N-am avut un răspuns în acest sens. Deci nici Asociația Elevilor nu are răspunsuri în sensul ăsta. Păi nu ne-a transmis nicio informație. Cei 5 elevi am adică curiositate. Tot ceea ce a fost pe WhatsApp. Cei 5 elevi care au transmis inspectoratului e-mail-uri le-au trimis cu nume și prenume? Bună ziua, mă numesc... Da, noi am solicitat ca informația respectivă să ne parvină mai degrabă din partea părinților. Okay. Că ar fi mult mai cinstit ca și părintele să-și asume în egală măsură sau, mă rog, să aibă la cunoștință ceea ce se întâmplă. Deși, într-adevăr, dacă au trecut de 16 ani, pot și elevii să... Se putea orice variantă. Nu, și-au dat numele și prenumele cei 5 elevi care au scris la ISJ da. Și au spus că doar ei s-au, da. S-au organizat între ei? Da. Și nu ți s-a părut nimic ciudat faptul că și-au asumat cu nume și prenume în care să spună totul este ok, a fost doar o inițiativă a noastră? O secundă, și pe baza căror dovezi noi putem să acționăm ca să înțelegem? Discutați cu ei, întrebați-i personal, de discutat am discutat cu ei. De discutat am discutat cu acești 5 elevi? Cu elevii în general. Cu dar, elevii? Okay. O secundă. Orice acuzație nu trebuie să fie într-un fel și probată? Că tu de poți principiu. Să spui acum că a luat Sorin Mihai și pagă. Nu, nu trebuie să... Nu o să afirm asta. Eu fără să am o probă nu s-a afirmat asta niciodată despre nimeni. Cam așa ceva solicităm și noi. Știu. Să avem niște probe în baza cărora să acționăm. Dacă mâine apar niște probe, în cazul colegiului pedagogic... Niște probe, niște hârtii, niște tabele cu sume, 30 de lei, 60 de lei... Cine le-a emis? Care erau strânse. Cine le-a emis? Nu are importanță cine le-a emis, chiar dacă nu era directorul implicat, chiar dacă nu era dirigintele implicat. Pot pe baza unei supoziții, care veneau... Pot pe baza unei supoziții să trag o concluzie concludentă? Întrebarea nu e o supoziție, dar banii erau cel puțin pentru un cadou pentru diriginte. Situația cadourilor pentru profesori și diriginți. Putem să lămurim și situația cadoului respectiv. Am văzut că apărea un nume acolo pe rândurile cu sumele strânse. Da. Nu? Așa. Elevii, tot elevii au spus că au vrut să iau un cadou simbolic însemnând un buchet de flori. De nu știu ce sfânt era doamna cu un nume de sfânt. 60-30 de lei de persoană. O secundă, că nu mă interesează cât costă un buchet de flori și nici nu stăm să verificăm. Dacă e simbolic, nu o să coste atât. Important e că nu s-a întâmplat. Pentru că a ieșit în presă situația asta, de aia nu s-a întâmplat. Păi nu, ceea ce apărea în presă este legat de perioada noiembrie-decembrie. Iar noi discutăm de ianuarie, când a apărut în presă. Deci, până la urmă, nu s-au strâns banii respectivi. Nu știu dacă s-au strâns sau nu s-au strâns, că nu este relevant pentru mine dacă s-au strâns sau nu s-au strâns, pentru ce s-au cheltuit și cine i-a cerut. Bun, la liceul teoretic Ovidius, acolo avem aceeași situație cu taxa Rexelos, nu? Acolo este într-adevăr mult mai complicat. De dacă ce? Dacă vreți, cea mai complicată situație. Mai complicată și decât la Mangalia și decât la liceul pedagogic. Cu siguranță. De ce? Pentru că acolo avem niște chitanțe care au fost emise cu ștampila unității de învățământ. Deci în mod sigur sunt implicați angajații unității de învățământ. Da, acolo fără dubii. Se vor lua măsuri la liceul Ovidiu sau deocamdată e doar o anchetă în desfășurare? Evident, ieri a fost deschisă misiunea de audit. Aștept să se închidă, să avem raportul respectiv și vom vedea ce măsuri luăm și în cazul respectiv. Ați cerut tuturor unităților de învățământ din județ? Vreau să fac o mică precizare. La Ovidiu am avut o sesizare din partea unui angajat al instituției noastre, din partea ISJ-ului. Okay. Deci, până să apară în presă, noi am fost deja acolo, am avut o comisie care s-a stabilit într-un cea al ISJ-ului, o comisie care s-a stabilit, dacă nu mă înșel, exact în ziua în care am stabilit o comisie care să meargă la liceul Calatis Mangalia, pentru că am avut unul dintre membrii infectat cu SARS-CoV-2, de aceea a fost puțin amânată. Dar asta cred că spune multe din informațiile pe care cum le-ai ne în momentul ăsta, organizăm noi. Din informațiile pe care le-ai în momentul ăsta, se va aplica aceeași măsură ca la Mangalia și la liceul Ovidius? Hai să, că tot așa, mergem pe zona de legislație. Okay. Și eu spun așa, există un raport care va fi transmis, în care vedem exact când, cum s-a întâmplat
care a fost perioada, dacă nu cumva s-a stopat, dacă avem și niște circumstanțe atenuante în acest sens. Avem o cercetare prealabilă, pe urmă se intră în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Deci toate aceste asta măsuri... Asta s-a întâmplat și la Mangalia? S-a trecut prin procedura asta de cercetare prealabilă și... Acolo a fost mai simplu pentru că discuția este legată de cele două tipuri de ocupare a funcției de director. Acolo era un interimat? Acolo era vorba de un interimat detașare în interesul învățământului. Aici discutăm de un cadru... A, și a fost mai simplu să tai răul de la rădăcină între ghilimele. Denumirea în sine spune totul. Detașare în interesul învățământului. Nefiind în interesul învățământului să colecteze taxele, sau pierzându-se interesul învățământului, în funcția aia. Da, pentru persoana respectivă, da, evident trebuie să acționăm ca atare. Dar a rămas în continuare în învățământ în calitate de profesor acea persoană, nu? Da. Nu, deci a pierdut doar funcția de conducere. Din ce am înțeles, rămâne valabilă plângerea penală pe care au făcut-o. Da, rămâne valabilă plângerea penală făcută de elevii de la Asociația Elevilor Constanța. Nu sunt expert în această zonă, nu pot să am o părere despre ceea ce înseamnă această plângere penală. Da. Se pot opri, și ultima întrebare pe tema asta, se pot opri strângerile astea de bani pentru cadouri și fonduri clasei și fonduri școlii vreodată, măcar în Constanța, nu știu. Aveți la inspectorat un plan prin care să descurajați total primirea de cadouri de către profesori? Tata, știi foarte bine, profesor o viață, profesor pensionar și acum încă mai predă. Și eu nu l-am văzut venind acasă cu vreun cadou. Și a fost și dirigintă la multe clase, a predat la un liceu, bine, un liceu industrial. Nu l-am auzit niciodată nici să strângă fondul școlii. Nu știu dacă s-a întâmplat asta și la taică-mi la clasă, habar n-am. Dar se poate descuraja? Cu siguranță. Deci noi am luat măsuri rapide. Nu spun că toți profesorii primesc cadouri, pentru să fiu bineînțeles. Nu toți profesorii primesc cadouri. Dar sunt și profesori care primesc cadouri. Se poate descuraja treaba asta? Evident. În primul și în primul rând, cred că pleacă de la modul de a privi lucrurile de către părinți. În al doilea rând, dacă e să discutăm de ceea ce facem noi la nivelul inspectoratului, cred că se știe deja că eu am cerut ca fiecare director ajung să aibă o declarație pe proprie răspundere că nu s-a întâmplat așa ceva, o strângere de fonduri în care să... O secundă, să finalizez. Da? Da. Deci, în primul rând, e o declarație pe proprie răspundere. În al doilea rând, am solicitat ca pe ultimii 3 ani bugetari să ni se prezinte situația veniturilor din unitatea de învățământ. Cu precădere pe ne tipuri vom uita... de venituri. Pe tipul de venituri. Și căutați astfel... acolo, de fapt, donațiile, nu? Vom vedea, dacă au fost sau nu venituri proprii, prin donații, sponsorizări, și atunci vom putea să solicităm și noi documentele justificative. Justifică. Exact. Și deci declarațiile astea, că asta mi s-a părut și mie puțin ciudat. Cer o declarație cuiva să spună că n-a încălcat legea. E clar că o să o spună, cel puțin în prima fază, oricine dar, o să spună, și o asumă. Nu am așa încălcat cum legea. La Calatis și a asumat. Adică ceea ce derivă de aici, dintr-o declarație mincinoasă, îți asumi în egală măsură. Adică trebuie să începem să devenim puțin mai transparenți. Eu am văzut această atitudine a multor directori, încearcă să ascundă gunoiul sub preș. Da? Și mi se pare cinstit, mult mai cinstit, și am transmis de fiecare dată, atunci când am avut ședințe cu directorii și alte tipuri de întâlniri, e mai bine să spunem, domnule, am greșit. Până la momentul ăsta am greșit, nu mi-am dat seama. Hai să vedem cum corectăm. Hai să vedem de aici încolo ce înseamnă să rezolvăm situația. Vă mai dau și sunt exemple nenumărate. Ce s-a întâmplat la liceul Tomis? Ce s-a întâmplat la Cernavodă? Ce s-a întâmplat la școala 8? Unde discutam de avuit presa cu un caz, părintele spunea că ar fi fost cineva, un agresor cu un cuțit, cu o armă albă în Da, și intrăm școală. În subiectul al doilea cu ocazia asta, subiectul bullying-ului în școlile din Constanța și mă interesează mult special. Bun, au fost cazurile astea, la școala 8, la Cernavodă, se plângeau un părinte că a fost agresat cu un cuțit. Oamenii au înțeles, directorii au început să înțeleagă faptul că e mai bine să intrăm în comunicare. Chiar și astăzi am primit, să știți, 2 informații din partea directorilor și vi le pot spune să aveți așa o informație breaking în premieră, news. Okay. Breaking news, da? La liceul de marină un elev a fost bătut, dar în afara unității de învățământ, în stația de
mijloacelor de transport în comun, dacă dar în legătură cu școala, probabil, de un coleg eventual sau de un alt coleg, da, și acolo am solicitat să se declanșeze o anchetă, evident să se activeze comisia de împotriva violenței, să se ia legătura cu părinții, să se ia legătura cu consilierul școlar. La fel, o situație pe care mi-a semnalat o doamnă directoare de la școala 28, era un filmuleț care a apăruse în spațiu public legat de faptul că unii, cei care filmau, spunea că unul dintre ele s-ar fi drogat, dar respectivul s-a dus cu părintele și a scos un buletin de analize din care reiese că e negativ la orice test. Da, nu toate sesizările vor fi neapărat... Important este că am această comunicare, că oamenii au înțeles că trebuie să îmi prezinte situația, la cunoștință, da. Așa, poate și din colegialitate, poate și gândindu-se că e mai bine să prezentăm adevărul, pentru că în ședințele cu directorii de la începutul anului școlar, exact aceeași situație am prezentat-o, dar se părea că am vorbit în vânt. Abia după ce au fost luate anumite măsuri și au văzut că sunt serios în ceea ce fac, au înțeles și că trebuie să intrăm într-o comunicare cinstită. Despre asta vreau și eu să te întreb, că sunt două situații întâmplător, tot la Colegiul Național Pedagogic, undeva în data de 9 februarie, de curând, acum 8 zile, în cadrul orei de sport, un copil de 10 ani a fost agresat de un coleg de clasă. Nu a și fost a prezentat urme vizibile la sport. Nivelul feței, pentru care s-a solicitat inclusiv un certificat medico-legal. Ca să prezentăm corect știrea, nu în timpul orei de sport. În timpul orei de sport, pur și simplu, a apărut conflictul între cei doi, pentru că unul dintre elevi a luat mingea și n-a vrut să-i dea și celuilalt. Așa, iar conflictul asta în se întâmplă dintotdeauna, am trăit-o și eu, ai trăit-o și tu în școală, sunt copii, e normal să se mai ciondănească. De acord. Dar se ajungă la bătaie deja. Pe urmă au ajuns în clasă, e vorba de doi elevi, dacă nu mă înșel, din învățământul primar. Da, au ajuns în clasă, unul dintre un prieten al unuia dintre cei care au intrat în conflictul verbal i-a aruncat pe jos penarul celuilalt și acolo a intervenit, acolo a început conflictul fizic. Okay. Dar în aceste situații nu vorbim despre bullying, discutăm propriu-zis de violență, da? Adică discutăm de comisia de violență, discutăm de faptul că trebuie să avem o consiliere școlară, psihologul acela al școlii, cum e denumit, efectivă, e un consilier școlar, practică, să vină. Aplicată. E, și aici există o limitare. Limitarea este dată de faptul că nu toți părinții sunt de acord să existe consiliere individuală. Adică să vină fiecare elev împreună cu părintele sau poate să fie și singur și să aibă o discuție. O ședință de consiliere cu acel consilier școlar. Consiliere că veni vorba de părinți. Presa a spus că, și mă interesează informația asta, presa a spus că părinții copilului agresor sunt profesori și că și de asta se plânge părintele copilului relevant. Agresat că s-ar încerca o mușamalizare a situației. E mult mai puțin relevant și nu mușamalizăm absolut nimic. E o relevanță, că ar fi un conflict de interese acolo dacă s-ar ancheta cumva. Păi nu, din ce am înțeles, părinții care ar fi cadre didactice nu sunt cadre didactice în unitatea de învățământ. Dar sunt cadre didactice. Păi acum dacă părinții sunt procurori sau dacă părinții sunt avocații, judecători, păi e exact aceeași relevanță. Nu, era doar o informație pe care vreau să o verific. Deci părinții copilului agresor sunt într-adevăr cadre didactice. N-am verificat această informație pentru că nu este relevantă din punctul meu de vedere. Și dacă sunt procurori, judecători, dar tocmai avocați, mi-ai spus cumva că e reală. Printre rânduri mi-ai spus că e reală. Am aflat-o exact din presă, așa cum ai aflat-o tu. Dar, repet, nu e relevantă din punctul meu de vedere. Înțeleg că a fost sesizat și inspectoratul școlar cu privire la situația de acolo. Suntem prezenți în continuare și anchetăm. I-am solicitat să ne prezinte note de relație, să vedem ce spune dirigintele, să vedem ce spune consilierul școlar, să vedem ce spune directorul. Ce spun părinții, ce spun elevii. Ce spun părinții, ce spune toată lumea. E o situație, acum ca să ajungem și la... Uzuală. Și uzuală, dar și mai veche acolo, pentru că părintele copilului agresat. Am înțeles, nu știu care este agresat, că din ceea ce cunosc la acest moment, amândoi au împărțit lovituri. Adică n-a fost numai unul care să lovească, s-a fost... A fost o bătaie de curtea școlii între doi băieți. Bătaie de curtea școlii în clasă. Ok, bătaie de clasă între doi băieți. Pe vremea mea, nu știu, eu eram la vârsta lor, eram imediat după Revoluție. Se mai întâmplă atâta scandal pentru doi pumni aruncați între doi colegi de clasă? Este bine să intervenim atunci când un părinte consideră că trebuie să intervenim. Este normal, este firesc. Da, dar în egală măsură trebuie spus că părintele respectiv care a denunțat situația n-a fost de acord ca al său copil să fie și consiliat individual.
nu și-a dat acordul respectiv. Noi facem tot ce putem, dar în limitele pe care ni le pune la dispoziție și părintele. Adică situația dacă părintele... de violență între doamna diriginte, aceeași doamnă diriginte cu cadourile, cu fondul respectiv de la pedagogic, doamna Coralia Stan, a avut un conflict, o toată informație din presă, a avut un conflict cu o elevă în ianuarie 2022. Din ceea ce știu... Și prin care a fost doamna dirigintă agresată de elevă astfel încât a depus o plângere penală, e adusă la cunoștința inspectoratului situația? Este adusă la cunoștința inspectoratului. Și acolo ancheta ce a relevat? Pe ancheta trebuie să fie una internă, pentru că este un caz de violență în școală și dacă există și o plângere, evident că acolo trebuie să intervină poliția. Dar nu intervine și inspectoratul într-o astfel de situație, de exemplu? Păi inspectoratul, dacă respectiva victimă ne pune la dispoziție informația... Nu cumva e o imagine spune... de scăpare de sub control acolo la liceul pedagogic, la Colegiul Național Pedagogic? Avem situația cu fondul clasei, avem să o violență în ianuarie, hai avem să o violență la rând, în februarie. Să le discutăm pe fiecare în parte, da, și să vedem ce putem să tragem concluzii. Deci dacă avem o situație în care elevii, niciunul, nici măcar cei care au denunțat, n-au venit să spună, da, domnule, știm clar că acolo avem o problemă, că este directorul, dirigintele, cineva. Mai pot elevii să vină să facă în continuare denunțurile astea? Bineînțeles. Hai să-i rog și eu. Măi copii, dacă aveți dovezi de genul ăsta, în orice școală, în orice liceu ați fi, faceți poze, faceți înregistrări, luați-le și trimiteți-le de pe un mail anonim creat. Scrieți Emil Tatu arund yahoo.com, că n-am adresă de asta de mail. Dați-o cu numele meu și trimiteți-o lui Sorin Mihai CC, la ISJ. Da, în CC puneți-ne și pe noi. ISJ, nu, 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 nu mie, nu mie. Trimiteți-le direct la inspectoratul școlar. Haideți să punem cumva lumină pe toată situația asta. Corect. E nu, cel mai întrebarea important. Mea era alta. Nu pare cumva situația puțin scăpată de sub control acolo cu la colegiul pedagogic? De prima dată am înțeles întrebarea și am zis hai să le enumerăm, să vedem ce înseamnă situația scăpată. Nu avem probe cu privire la fondul școlii. Păi și nu este firesc să avem niște probe? Este, recunosc. Dar faptul că iese fumul ăsta, nu dă puțin măcar senzația că ar exista și un foc acolo? Ba da, de acord cu dumneavoastră, dar nu trebuie în continuare să avem probe? Da. Ca să luăm și niște măsuri? Așa este, e nevoie. Pe baza unor supoziții este complicat și ilegal din ce știu eu. Da, ilegal într-adevăr, dar asta nu vă oprește la ISJ să mai cere și demisii, de exemplu. Să cerem demisii? Da, să cereți demisii. Demisia este un act unilateral. Nu cerem noi și o dă persoana respectivă. Dăm masca de Zorro jos și vorbim omenește. Se pot cere demisii, chiar dacă demisia, da, este un act unilateral. Păi nu, o secundă. În baza a ce? Ca să înțeleg și eu. În baza fumului care nu iese fără foc, măcar. Nu știu. Doar în baza fumului? Imaginii publice afectate ale Colegiului Național Pedagogic. De acord. De acord și cu așa ceva. Deci dacă eu voi începe o campanie în care... Eu știu, spun și mai am și vreo 5 prieteni care spun că la această televiziune se întâmplă ceva necurat, denigrez imaginea și tu îți vei da demisia. Eu n-am de unde să-mi dau demisia. Eu fac asta din pasiune, n-am nici măcar o formă contractuală cu Constanța TV. Și unii directori fac din pasiune ceea ce fac. Da, bine. Nu, directorii ăștia nu fac doar din pasiune, sunt plătiți din bani publici. Hai să înțelegem. Nu apăr pe nimeni. Ok. Da? Și dacă este vreo problemă, cum să zic, dacă eu am ceva să-mi reproșez, eu mă duc înapoi la catedră, că nu am absolut nicio problemă niciodată. Și okay, cred că la fel ar trebui să facă toată lumea. Să înțeleagă dacă e o problemă. Dar problema respectivă trebuie să existe ca atare. Deci nimeni nu se simte cu musca pe căciulă la Colegiul Național Pedagogic. Asta înțeleg eu. Putem să o luăm și așa, dar nu e nici musca, nici căciula, astfel încât cineva să se simtă. Păi nu, dar ar trebui să simtă, că asta e de fapt discuția. Nu mai în baza faptului că există, așa cum spui tu, fum și nu am identificat focul. Nu, adică noi stingem un incendiu. E o problemă de imagine care afectează atât pe linie de fonduri, cât și pe linie de disciplină în școală. Atunci când elevii își bat diriginții și elevii se bat între ei, toate astea la o lună distanță, eu cred că e o problemă de disciplină acolo. Internă. E o problemă de disciplină. Sau sunt unități de învățământ în care se întâmplă foarte multe lucruri, doar că aici... Poate, da, exact undeva, eventual la liceele mai de la periferie, dacă e cazul, unde eventual scenele de violență pot să mai crească, dar nu în Colegiul Național Pedagogic. Acolo totuși acum un liceu considerat bun. Asume. Iar eu, ca să discut de o și un liceu de fete. Apropo, da, e un liceu mai degrabă de fete, liceul pedagogic. Nu neapărat. Sunt în majoritate fete acolo. Nu știu care să fie ponderea, habar n-am. Nu știu care este ponderea. Tradițional, e un liceu la care
De obicei sunt mai multe fete, din punct de vedere profesor. Tradițional. Am înțeles. Dar adică... totuși, și totuși acolo e o problemă de disciplină. Bun, înțeleg, nu vrei să fii tranșant în momentul ăsta pe tema lui Colegiului Național Pedagogic. La nivel de feminizăm învățământul? Eu zic că nu, nu, nu am nicio problemă, nu feminizez, nu sunt sexist, nu, de, hai, nu vreau să venim în ziua de astăzi să fim atât de precaut cu cuvintele pe care le spunem, nu ne ascundem după deget. Dar eu am dat un contraexemplu extrem de simplu. Sunt profesor. Și toată lumea știe că acolo sunt mai degrabă fete. Dar, la nivel de bullying, eu nu o să mă ascund după deget. Eu o să spun ce știu. Nu, eu așa am crescut. Nu trebuie să ne ascundem după deget, dar nimeni nu-i oprește pe băieți să se înscrie acolo. Asta niciun zici. Băieți, mergeți la liceu pedagogic, e plin de fete. Adică n-aș pune o etichetă astfel încât să spunem, domnule, tu unde te duci la pedagogic? Păi ăla e de fete. Băiete, nu, du-te la liceu pedagogic că e plin de fete. Adică asta i-a spune, du-te acolo că e plin de fete. Ei, nici aici n-aș călca o pedală pentru că asta ar putea să însemne. Bineînțeles, de la clasa noua în sus. Nu, da, nu ok, tu ai un rol pe care normal nu poți să te derobezi de el, dar eu pot să spun ce vreau. La nivel de bullying, cum stăm în Constanța cu bullying-ul în școli? E în creștere, e în scădere, aveți sesizări de genul ăsta? Au fost sesizări, dar mai degrabă au fost mai multe sesizări când s-a revenit dintr-o perioadă de online. Și e clar că acolo a fost un dezechilibru emoțional firesc și mai multe sesizări am avut pe finalul anului școlar anterior. Okay. Toate au fost mediatizate, în fiecare caz am intervenit. Am solicitat în egală măsură, i-am solicitat doamnei Irina Ermolaev, directorul de la Câjiraie, să aibă activități în toate unitățile de învățământ, cu precădere acolo unde am avut clase în online sau unde avem situații de corigențe, de situații școlare neîncheiate, ca să putem să preîntâmpinăm, ca să putem să intervenim proactiv. Da. Proactiv. Să identificați situațiile în care ar putea să fie bullying și urmarea bullying-ului, să existe eșec școlar, nu? Da, înțeleg că acolo vă uitați. Deocamdată termenul bullying și ceea ce înseamnă este ușor vag în conștiința, în modul de... În exprimarea populară. Noastră, și mentalitatea noastră. Ai spus mai devreme și tu, domnule, când eram copii, ne mai ciondăneam, ne mai băteam, nu mai era nicio problemă. Nu se problemă. Numea bullying pe vremea aia. Nici măcar acum, că acum e violență ceea ce s-a întâmplat acolo. Adică depășim zona de bullying, ne ducem în zona de violență. Și avem pentru asta abordări diferite. Dar, într-adevăr, bullying-ul în sine este mai puțin înțeles și de aceea probabil foarte puțin adus la cunoștință. Dar trebuie să avem... un fenomen care e dintotdeauna, doar că acum se pune accent pe așa ceva, pentru că e adevărat, sunt niște generații de copii, cel puțin în ultimii 15 ani, care au o sensibilitate aparte. Noi și sunt mai... Da, noi facem întotdeauna o asociere cu generația din care facem parte. Da. Trebuie să înțelegem că lucrurile evoluează. Trebuie să înțelegem că generația actualelor adolescenți sau copii privește altfel. Da, și are cu totul alte experiențe decât cele pe care le-am avut noi. Și mai mult decât atât, au o mai mare deschidere decât noi la ceea ce înseamnă zona aceasta de sensibilitate. Și este, eu zic, un câștig, un mare câștig. Da. Adică dacă în școala gimnazială... Dacă reușim să nu ignorăm violența, pentru că noi pe vremea noastră ignoram violența. O ignoram sau pentru o că era ruptă okay, din rai. Mă ridic, mă șterg de praf și mă duc acasă și am trecut. Și dacă un profesor mai altoia vreun elev, da. Se trecea cu am luat și eu bătaie cu arătătorul la degete fără niciun fel de problemă. Între clasa 1 și a 4. S-a întâmplat, nu era nicio problemă, mama înseamnă spunea că n-ai fost ok, ce ai făcut greșit? N-am pățit. N-ai pățit-o? Nu. Eu am pățit-o, nu. Și mă întreba mama, ce ai făcut tu greșit de la bătaie la degete? Nu se punea problema să vină mama la școală să întrebe, dar de ce mi-ați bătut copilul? Nu, bateți-l dacă principiul, merită. Adică... Principiul vechi, aurea mediocritas, rămâne valabil, adică nu trebuie să gădem nici într-o latură, nici în cealaltă. Nici ceea ce se întâmpla atunci nu era în regulă, pentru că nu este firesc să fie loviți elevii de către alți elevi sau de către profesori sau de către părinți. Nu este în regulă nici să ne ducem în zona cealaltă să spunem că orice se întâmplă reprezintă neapărat bullying și trebuie să luăm extremă. Da. Și mai mult decât atât să le privim într-o zonă a cum să zic, a unei atitudini refractare a cadrelor didactice. Nu.
intervenim, dar intervenim atât cât este posibil. Pentru că mai sunt și alte instituții, organe care trebuie să colaboreze și care trebuie să ne sprijine. Ce instituții sunt implicate în lupta împotriva bullying-ului în momentul ăsta? Avem în primul rând... Ea amploare mai ales în mediul online și având în vedere că... Noi intervenim prin Câjiraie. Câjiraie ce este? Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Educațională. Cu ce se ocupă Câjiraie ăsta? Este o unitate conexă, o instituție conexă a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, care se ocupă cu foarte multe lucruri. În primul și în primul rând, acolo discutăm despre consilierii școlari, despre psihologi. Da? Discutăm despre CJAP. CJAP-ul este Comisia Județeană de... Nu scapă de numirea. Dumnezeule, câte comisii și comitete avem în țara asta. De asistență psihopedagogică. Fără acronimele astea, cred că n-am putea să respirăm. Păi nu, sunt cei care intervin. Sunt psihologii școlari care sunt în școli. Da. Da? Doar că și ei sunt separați prin Câjiraie și mai e un CJ... CJAP-ul intervine, CJAP, da, CJAP-ul intervine în mod special acolo unde situația este ISU-ul Inspectoratului Școlar Județean. E Inspectoratul de Situații de Urgență în... În astfel de situații. În astfel de situații. Dar nu numai. Că trebuie aveți să și ONG-uri cu care colaborați în proiecte de genul ăsta care să lupte împotriva fenomenului de bullying? Colaborăm cu diferite ONG-uri, dar, repet, la fel cum am discutat și de Asociația Elevilor. Una este ceea ce face un ONG și are o răspundere limitată și, până la urmă, nu trebuie să ni se subordoneze, nici să-l colaboreze cu noi. Dar una este ceea ce putem să facem instituțional. Avem DGASPC-ul, avem DGAS-ul din cadrul primăriei. Deci sunt instituții care pot interveni, care au aport pot instituțional. Interveni. Foarte bine spus, nu întotdeauna o fac. Și o spun cu toată răspunderea, au multe situații în care și DGASPC-ul corespondență... și DGAS-ul sunt ca, ca ceaiul de mușețel. La frecție la piciorul de lemn. Nu fac absolut nimic în multe situații. Nu dar știu. Sunt situații în care acționează. Păi nu, dar trebuie să ne bazăm pe ceva când discutăm de asta. Adică de ce? Avem formele. Avem legea, avem instituțiile, fondul ne mai lipsește. Asta spun că pentru că totuși se ajunge în situații în care a existat inclusiv la nivel de județ Constanța suicid în mediul școlar, da? La copii cu vârste fragede. Toate astea puteau fi prevenite la un moment dat, inclusiv prin acțiunile pe care ar fi putut și ar fi trebuit eventual să le ia instituțiile genul ăsta. Să se sesizeze că există copii care ajung în situații de depresie extremă și atunci să se intervină. De acord, da. Este rolul nostru al tuturor dacă e să discutăm de așa ceva. Adică trebuie să identificăm. Educația pornește de acasă, în mod sigur, da. Plecăm, mă rog, putem să plecăm de la această aserțiune, dar trebuie toți, într-adevăr, să fim implicați. Adică un copil care ajunge la un asemenea gest extrem, este clar că a fost, sau mă rog, a lăsat câteva semne în urmă, niște mesaje pe care de nimeni alarmă, nu le-a recepționat pe care eventual. Cineva nu le-a recepționat în mod corect, da. De acord. De acord și de aceea e important. Trebuie lucrat la recepție. Exact la recepție asta. Corect. L-a văzut toate semnele care pot duce... Și la aceste activități, acțiuni proactive. Da? Adică ceea ce facem ca să preîntâmpinăm. Ce faceți ca să preîntâmpinați? Sunt foarte multe, activ. Iată, sunt foarte multe acțiuni în cadrul unităților de învățământ care se derulează prin consilierii școlari. Da. Prin consilierii școlari. Da. Există ocupate toate posturile de consilieri școlari în momentul ăsta în unitățile de învățământ din Constanța? Adică sunt consilieri școlari în toate școlile? Nu sunt în toate școlile pentru că nu avem suficienți consilieri școlari. Urmează, din ceea ce știu, este proiect legislativ prin care vor fi stabilite așa, niște suplimentări și vom putea să avem... Să acoperiți într-o totul școlile. Să acoperim într-o totul, da. Am înțeles. Sau dacă avem deocamdată pe un număr mult prea mare de elevi și este greu de gestionat. Da, și e greu să observi detaliile fiecărui elev atunci când nu ai suficient adică, personal. Și dacă avem o unitate de învățământ în care nu avem un consilier școlar, poate să intervină, am spus mai devreme, CJAP-ul. Dar pentru toate aceste situații trebuie să ajungem
exact cum am spus, să prevenim, nu să intervenim atunci când identificăm sau să se ajungă în situații în care o situație criză. Hai să trecem și la ultimul subiect de astăzi, evaluările județene. Ce cu evaluările astea județene, că sunt o noutate? Vorbim eu de simulările. De simulările, da. Am scris eu aici evaluările, mă referam la simulări de fapt. Mulțumesc, mai corectat. Simulările județene. Asta e o invenție ISJ Constanța, nu? Nu. Nu? Nu. Mi s-a părut că e o idee bună. De ani de zile simulările județene se organizează în județul Brăila. În ianuarie au mai dat Iașu, Hunedoara, dacă nu mă înșel. Adică nu suntem un caz izolat. Poate suntem unul dintre județele care își doresc să aibă rezultate din ce în ce mai bune pe examenele naționale. Ele sunt opționale în momentul ăsta sau au devenit obligatorii? Au fost opționale în ianuarie. În februarie sunt obligatorii simulările județene? Am solicitat să se deruleze în toate unitățile de învățământ. E greu de înțeles de ce nu s-au derulat în toate unitățile de învățământ și în ianuarie. Pentru că au optat să nu. Pentru că au avut această posibilitate, doar că nu știu care ar fi. E bine să nu simulezi. Sunt situații în care e bine să nu simulezi și să fii asumat și să spui că nu vrei să simulezi și să nu simulezi nimic. Dar și probabil liceele astea au vrut să asta au vrut să facă, să nu simuleze. Copiii au ales așa, părinții probabil au ales așa. Înțeleg că acum din februarie e obligatoriu. Să ne înțelegem, nici părinții, nici elevii n-au ales așa. Cadrele didactice au fost cele care au ales așa. Aici vreau să te aduc, Sorin, și îți mulțumesc. Ți-e familiar articolul de zilele trecute din Cuget Liber cu declarațiile unui domn profesor de științe socio-umane la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia, Marius Furtună? Marius Furtună îmi sună cunoscut. Care a fost și inspector la un moment dat, inspector pentru managementul resurselor umane. Domnul Marius Furtună. Eu știu că pune, a fost director, nu știu că a fost și inspector. Pune niște întrebări, domnul Marius Furtună. Ia să vedem. Dar până la întrebări am să-mi spun concluzia dumnealui. Concluzia domnului Marius Furtună legat de evaluările județene este următoarea. Lipsa de respect, colegialitate, impunerea unor obligații de multe ori absurde, birocrație excesivă și absența totală a comunicării trebuie să dispară. Raportat la aceste simulări total județene. De acord cu ce a spus și întreabă domnul Marius Furtună și te rog să-mi răspunzi pe scurt ca să răspundem că poate se întreabă și alt profesor același lucru pe care îl întreabă domnul Marius Furtună. Care e temeiul juridic al modificării programului școlilor, micșorării numărului de ore din planurile cadru? Deci dacă este vorba să discutăm de modificare de orar, asta se poate face prin comisia, da, care se stabilește la nivelul unității de învățământ. Comisia unității de învățământ ar fi răspunsul. Prin comisie. Care e temeiul juridic al obligării unui cadru didactic să fie prezent la școală mai mult de 8 ore pe zi, așa cum prevede contractul de muncă? De ce trebuie să fie prezent mai mult de 8 ore pe zi? Deci răspunsul e că nu trebuie să fie prezent mai mult de 8 ore pe zi. Acele simulări se fac în interiorul celor 8 ore pe zi. Nu? Se fac în timpul programului școlar, nu este afectat în niciun fel programul școlar profesorului. În rest, poate fi adaptat orarul astfel încât pe intervalul respectiv să se duruleze cursuri. Dau un exemplu, limbă și literatură română, 2 ore evaluare națională, 2 ore pot să modific în săptămâna respectivă programul astfel încât să fie considerate orele pe care le am eu la clasa respectivă, poate fi asigurat, poate fi asigurată asistența la clasă prin profesorii care au ore în perioada respectivă, totul este să existe bunăvoință. Domnul Marius Furtună mai întreabă ceva, spune că nu știe ce se întâmplă cu restul elevilor, dacă vin la școală, vin la școală. Spune că se pare că nu, pentru că în articolul K al procedurii, se spune că în spațiile în care se desfășoară simulările, doar persoanele implicate în aceste simulări pot să fie prezente. Spațiile respective înseamnă în sălile de clasă. Intră și altcineva în sălile de clasă. Ok, e bine că am lămurit. De ce nu sunt lămurite lucrurile astea? Sunt foarte bine lămurite. Că vorbeai sunt de comunicare foarte și bine lămurite. Există o procedură în acest sens pusă la dispoziția tuturor. Dar o procedură care probabil are vreo 50 de pagini și pe care nu citește nimeni. Hai să fim sinceri. De ce nu faci niște comunicări din astea pe scurt, așa cu liniuță? Procedura respectivă? Nu. Hai să înțelegem lucrurile că sunt mult mai simple decât par. Procedura respectivă se bazează pe metodologii care sunt puse la dispoziția tuturor unităților de învățământ în fiecare an, da, în baza cărora se organizează, de exemplu, examenele naționale, bacalaureate, valoare națională. Adică mergem pe aceleași reguli, nu le inventăm noi. Am înțeles. Facem mici ajustări astfel încât să putem să ne raportăm la ceea ce înseamnă organizarea la nivelul județean. Dar nu se modifică absolut nimic. De ce nu știe domnul profesor? Pentru că... N-a citit procedura, probabil. Nu, pentru că în ianuarie unitatea de învățământ n-a optat să organizeze simulările respective și atunci probabil este supărat că a fost pus la muncă pentru februarie. Am înțeles.
Domnul Furtună, nu mai fiți supărat. Noi vedeți, transmitem întrebările exact unde vreți dumneavoastră să ajungă. Cum se recuperează orele? Asta o să interesează și pe ceilalți, probabil. Ce ore se recupereze? Pierdute de elevii din anii terminali în zilele simulărilor. Păi de ce sunt pierdute? Că nu înțeleg. Păi asta întreabă domnul Furtună, că probabil orele pe care ar fi trebuit să le facă în zilele în care dumnealui, simulează... Atenție, că ajungem ca la cuțitul de la școala 8. Da. Adică dumnealui nu pune niște întrebări, dar nu și-a luat niște informații, n-a citit o procedură, nu s-a informat cum se poate astfel rezolva. Astfel de întrebări puse retoric, cumva, de pe care eu am ales să ți le pun personal și să răspunzi la ele, că mi se pare normal să răspunzi, ajung să fie rostogolite în presă. Pentru că, de obicei, răzvrătirile de genul ăsta ajung să facă deliciul. Am văzut, a fost ceva foarte interesant legat de cum s-a derulat anul 2021 și era o parodie pe unul din, nu o să spun unde anume. Putem să spunem pe Netflix. Pe Netflix, așa, da? Și era un personaj acolo care tot așa nu avea discurs, avea doar întrebări retorice. Exact. Da? Ne conduc cumva reptilienii? Eu doar întreb. Exact, da. Și atunci cine trebuie să răspundă la o asemenea întrebare? Sau merită răspuns la o asemenea întrebare? Merită? Uite, vezi, am pus și o întrebare. Merită? Eu aș vrea să pună niște întrebări. Cine a citit o procedură? Următoarea întrebare mi se pare cea mai... Mi s-a părut și mie puțin ciudată, recunosc. Cum se pot concentra elevii pentru rezolvarea subiectelor așa, în timp ce colegii din anii mai mici fac ore și ies în pauză dacă vin la școală? Am niște colegi... Cum se concentrează elevii? Am niște colegi care, în momentul în care ies în pauză ceilalți elevi, îi roagă frumos să păstreze liniștea. Grea întrebare, frumos răspuns. Da. Cine realizează supravegherea elevilor în timpul simulărilor? Există suficienți profesori? Da, pentru că este vorba de acele cadre didactice care la momentul respectiv aveau ore în școală. Ok. Cine corectează lucrările scrise? Când? Unde în fișa postului apare această obligație? Asta e ca aia, da, cu te-a prins cu radarul și nu e verificat metrologic. Deci mă întreabă un cadru didactic dacă merită să îi pregătim suplimentar pe elevii care urmează să dea examene naționale? Iată, da. Nu știu, cred că răspunsul e intrinsec. Nu știu, mai trebuie să mai și răspund la așa ceva? Era deci, o întrebare. A recunoscut inclusiv domnul Marius Furtună că e o întrebare retorică. Dar dacă ar fi să întrebăm așa, unde scrie în fișa postului profesorilor că trebuie să corecteze lucrurile? Să avem și alte activități? Acolo, în rândurile de final. Dar, din punctul meu de vedere, o asemenea întrebare mi se pare ușor cinică, dacă nu aș putea să o cataloghez și altfel. Și pun și o întrebare, îi pun o întrebare domnului profesor. Dumnealui este de acord că trebuie noi, cadre didactice, să-i pregătim pe elevi în vederea examenelor naționale? Domnul Marius Furtună, ați auzit întrebarea, dacă v-ați uitat la emisiunea asta, răspundeți-i domnului inspector, eventual îi trimiteți un mesaj sau discutați direct. Și că... apropo de faptul că ne cunoaștem de atâta timp și probabil ai auzit că am avut ceva rezultate, eu zic așa să nu fiu lipsit de modestie în activitatea didactică. Și am avut rezultate foarte bune cu elevii la evaluare națională. Exact. Pentru că au fost pregătiți suplimentar. Pentru că au fost pregătiți suplimentar și pentru că una dintre activitățile de pregătire suplimentară a fost aceasta, anume simularea. O simulare lunară la clasă. Eu făceam la clasă. Cum au fost rezultatele de la simularea din ianuarie? Dar stau dacă bine? Se întâmplă și în Iași, și în Brăila, și în Hunedoara, probabil mâine în toată țara, înseamnă că toți sunt mânați așa de o furie împotriva colegilor și nu înțeleg că trebuie să-i lăsăm în pace? Nu. Sau cred că... suntem mânați de dorința să îi sprijinim pe elevi și să avem rezultate mai bune pentru elevii noștri? Pentru că... Asta o să judece părinții după examenele din vara asta, evaluarea națională există și bacalaureat. Există părinți sau elevi care s-au plâns sau e un cadru didactic? E un cadru didactic. Un domnul cadru Marius Furtună. Pune întrebările astea și spuneți frele că din sunt ceea retorice. Ce știu eu în legislația, în legea educației naționale, altul e beneficiarul primar al educației, nu profesorul. Elevul este elementul central. Sorin, îți mulțumesc pentru prezența din nou la Constanța TV. Îți mulțumesc că ai dat jos cele două măști de care vorbeam la începutul emisiunii. Te rog, nu mai citi de pe foaie când transmiți un comunicat de presă.
Am văzut zilele trecute un comunicat de presă în care parcă citeai din procesul verbal al ședinței de partid al PCR. Exact cum ai fost aici pe canapea, te rog să fii și în continuare, inclusiv în fața oricărei camere de la vedere. Niciodată nu o să fiu, nu o să reușesc să îți egalez, eu știu, calitățile, veleitățile, lasă calitățile și veleitățile mele, adică că nici eu nu le am. Adică eu sunt într-o cu tot o altă zonă și uite de multe ori uite cât de relaxat ai fost aici și cât de bine poți să comunici așa. Dar în general sunt relaxat. Asta chiar e o și comunicare. Când citesc de pe foaie. Știu. Asta e o comunicare eficientă. Consideră un preambul al Zilei Naționale a Lecturii. Care a fost deja. Sau urmează. Care era înainte să citesc eu. Înainte să citești. A, deci era sărbătorirea Zilei Naționale a Lecturii. Am înțeles. Încă o dată mulțumesc, Sorin, mult succes în activitate și elevilor la Evaluarea Națională. Mulțumesc și dumneavoastră dacă ați rămas lângă noi până la finalul emisiunii. Un like și un share ne ajută să ajungem la cât mai mulți dintre constanțeni. Dacă v-a plăcut, încercați între alb și negru să rămâneți cât se poate de echilibrat și dacă există, să găsim împreună și puțină lumină. Vă mulțumesc!